Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, mă bucur că este ora 4 și mă bucur că voi ați ales din nou să petreceți timp de calitate alături de noi. Eu sunt Consuela Bălașa și chiar dacă vă oferim astăzi o ediție înregistrată, vă încurajez să ne scrieți întrebările voastre tot în live-ul de pe YouTube, într-un comentariu, cât și la telefonul 0733 004455, unde ne puteți scrie pe WhatsApp. Există anumite teme tabu despre care evităm să discutăm liber, deși ne dăm seama că problemele nerezolvate în copilărie pot duce la anumite urmări mai puțin binevenite în viața de adult. Creșterea frecvenței interacțiunii sexuale orgasmice a fost liniar asociată cu creșterea speranței de viață. De fapt, o corelare liniară asemănătoare a mai fost demonstrată și la femei, dar între speranța de viață și calitatea interacțiunilor sexuale soldate cu orgasm. Cu alte cuvinte, la bărbați pare să primeze cantitatea interacțiunilor sexuale și la femei calitatea lor. Pentru a fi bine la vârsta adultă, avem nevoie de un start cât mai aproape de sănătos și natural. Ideal ar fi ca orice părinte să conștientizeze că reprezintă principalul stâlp de siguranță al copiilor și că îi revine rolul de a da o direcție sănătoasă dezvoltării fizice și psihice a acestora. Copiii învață foarte multe lucruri din sfera sexualității prin observarea directă, în primul rând în cadrul familiei. Totuși, este de preferat să beneficieze de filtrarea și completarea acestor informații prin implicarea conștientă a părinților. Continuăm seria emisiilor cu tema sexualității cu psiholog clinician specialist Valentin Pescaru. Este specialist în diagnostic diferențial și în diagnosticarea cazurilor complexe, este expert psiholog pentru expertize psihologice judiciare și extrajudiciare, psihoterapeut de orientare psihanalitică cu sute de cazuri tratate, însumând peste 50.000 de ore de practică psihoterapeutică și cuprinzând toată patologia mentală. Dar este și sexolog cu experiență în terapia sexuală individuală și de cuplu. Vă salut și mă bucur mult că suntem din nou împreună. Bine, ne-am regăsit, ca să zic așa. Să știți că încep să dau seama, nu că n-aș fi știut de la început, dar mi se confirmă că am ales bine și această temă vastă și invitatul cu care abordăm această temă și mă bucur foarte mult că primele încurajări au venit de la colegii noștri. Chiar după ce am filmat prima ediție, ei au și venit cu ideea. Ce ar fi să facem o serie de emisiuni, pentru că subiectul este de important și cu un impact atât de serios asupra copiilor și tinerilor viitori, încât este păcat să nu urmăm acest curs, dacă tot am început să o facem bine până la capăt. Vă mulțumesc că vă faceți timp, pentru că știu că este complicat să vorbim din programul dumneavoastră și de asemenea apreciez anticipat că știu că și astăzi veți veni cu informații importante către noi, către părinți, dar și către adolescenții care poate n-au avut parte de un start atât de promițător, să spunem, atunci când erau copii, adolescenți sau preadolescenți. Vreau să facem o scurtă recapitulare a ediției trecute. Precizam cât este de important ca părintele să răspundă întrebărilor copilului, pentru că în momentul în care faci acest lucru, curiozitatea se dezamorsează și reducem destul de mult șansele ca acest copil să prindă destul de multe curiozități pe care să-și dorească să le experimenteze sau să caute răspuns în alte surse mai ilicite. De asemenea, ne spuneați că este foarte important ca ai noștri copii să se miște foarte mult, pentru că odată cu această mișcare în aer liber, ei elimină această tensiune pe care inevitabil o dezvoltă. Și ne punctați cât este de important acest instinct sexual care este incredibil de puternic. Sigur. Completați lista. Sigur. Aș începe tot de aici, pentru că văd extraordinar de mulți adolescenți dimineața de vreme cu cutia de energizant în mână, ceea ce este inacceptabil, pentru că produce o trezire nesănătoasă a organismului, o stimulare nesănătoasă. Iar referindu-ne strict la partea de sexualitate, e ca și cum peste un foc care oricum e în vânvătaie, noi mai aruncăm niște benzină sau gaz sau cum vreți să-i spuneți. Nu, este inacceptabil, se consumă extraordinar de mult astfel de energizante de toate felurile posibile, care sunt extraordinar de periculoase. Conțin cantități uriașe de cafeină, cantități uriașe de alte substanțe stimulente, guarana, ginseng și așa mai departe. Zahăr. Cantități de zahăr care în sine este tot un stimulant și așa mai departe.
Deci asta apropo de comportamente de tipul acesta. Mă bucur foarte mult că precizați asta și data trecută m-am bucurat foarte mult că ați spus-o destul de tranșant și direct, pentru că în zilele noastre observăm frecvent știri care vizează adolescenții care consumă droguri, gândindu-mă că doar aceste substanțe sunt incredibil de dăunătoare pentru ei. Din păcate, dragilor, oferindu-le această sumă de bani pe care ei o pot folosi în fiecare zi cum își doresc și noi nu avem un control asupra a ceea ce își cumpără aceștia, dar într-adevăr le aducem multe substanțe care îi trezesc mult prea devreme, exact cum ne-ați spus. Sigur, sigur. Am foarte mulți prieteni, gândiți-vă că lucrez de atâta vreme în sistemul medical, deci am colegi din alte spitale, din secțiile de urgență, care mă anunță sau mai discutăm din când în când despre ce se întâmplă. Exemplu, o altă situație care este inacceptabilă este faptul că există chiar combinații date de diverse cluburi, discoteci, baruri și așa mai departe, de tipul alcool, sub forma de whisky, vodka, etc., etc., și energizante. Din punct de vedere organic, sunt o bombă. Și, din păcate, ce nu se realizează este că ele stau la originea multor infarcturi la tineri. Da? Combinația asta de substanțe care, de fapt, sunt, se bat cap în cap, este distrugătoare pentru organism. Și sunt foarte multe situații în care colegii de la urgență efectiv nu au ce să facă. Da? Cum să abordez o astfel de situație? Trendul este în continuare. Da? Deci se oferă astfel de tipuri de combinații la o sticlă de whisky, ți se dau 4 cutii de un energizant sau lucruri de genul ăsta. Deci se stimulează cumva, inclusiv din punctul ăsta de vedere, această combinație care este distrugătoare pentru organism și în mod special pentru adolescenți și tineri. Apropo de alte comportamente și alte lucruri. Din păcate, mai există un trend în piață de care trebuie să ținem cont. Povestea cu drogurile e o mică parte din ceea ce se întâmplă. Combinații de diverse medicamente cu alcool sau nu știu ce. Medicamente pentru durere, n-aș vrea să le dau numele, că așa. Medicamente pentru durere, medicamente pentru anxietate, renumitele benzodiazepine, medicamente pentru somn și se combină în diverse feluri. Tocmai pentru obținerea unor efecte senzații. Din astea, senzații mai deosebite, nu știu ce. Efectul asupra organismului este distrugător. Da? Sunt toate situațiile astea există, din păcate nu avem încă un control foarte bun asupra lor. Toate ceea ce se întâmplă acum pe piață, odată cu cazurile de acum câteva vreme, accidentele soldate cu victime, etc., etc., sunt o mică parte și firavă abordarea situației. Se lovește în consumator, de fapt, nu se lovește în cei care fac traficul adevărat. Deci asta e o poveste cu ce se întâmplă acum. E încă o chestie de imagine, se face acum ceva, dar nu se face ce trebuie unde trebuie. Am început cumva de la vârsta zero, pentru că ne-ați spus că încă de atunci acest start are loc și părintele trebuie să conștientizeze acest lucru. Îi încurajăm pe cei care ne urmăresc acum, în cazul în care ați pierdut de data trecută, o puteți găsi foarte ușor arhivată pe YouTube. Este suficient să scrieți De vorbă cu doctorul și Valentin Pescaru și veți găsi cu siguranță ediția despre care v-am amintim astăzi. Am rămas cumva în jurul vârstei de adolescent, preadolescent. Vom zăbovi și astăzi pe acest segment pentru că îl considerăm destul de important. Și mai sunt lucruri de precizat aici. Dacă tot am amintit de substanțele pe care tinerii le folosesc, adolescenții le folosesc, poate că ar trebui să spunem că acest creier care ne-a fost dat, care este o întreagă mașinărie de care avem nevoie toată viața, nu se maturizează la 18 ani, se maturizează după 25 de ani. Sigur. O confirmă studiile, o confirmă neuroștiința, așa că aceste substanțe cu siguranță nu îi oferă o hrană sănătoasă, ba din contră, îl intoxică și îl fac să fie mult mai lent și mai bolnav ulterior. Vreau să vorbim puțin despre părintele de fată și părintele de băiat. Ce ar trebui să cunoască părinții care au fete? Ce ar trebui să cunoască părinții care au băieți? În ce manieră se schimbă abordarea în funcție de sexul copilului? Trebuie să fac un pic de istorie aici, pentru că povestea începe așa. Copilul vine în lumea asta fiind dependent de cineva. De obicei, această persoană noi o numim mamă.
nu întotdeauna este mama biologică, ci este persoana care preia rolul de îngrijire al copilului. Copilul este dependent, el nu poate supraviețui dacă cineva nu are grijă de el. Pentru simplitatea discuției să-i spunem mamă. Relația, deci, dintre copil și mamă și mamă și copil este una de dependență. Indiferent și atenție, la nivelul ăsta nu discutăm de sexul copilului. Se observă atunci când studiem etapele de dezvoltare ale copilului că el nu posedă un sex neapărat până pe la vârsta de 3, 4, poate chiar 5 anișori. De obicei este copilul. Este bebelușul, este sugarul, este dragostea mea, ochii mei, etc., etc. Dar este copilul. Da? Și aici interacțiunea dintre copil și părinți e cumva asemănătoare. Sigur că accentul se pune pe mamă pentru că ea este persoana de îngrijire despre care discutam. Ea stă cel mai mult timp cu copilul, îl alăptează, îl îngrijește, etc., etc. Tatăl există și el în toată povestea asta. Noi vorbim sigur de cazul clasic, teoretic, să spun așa, ca să avem un punct de referință. Tatăl este și el pe acolo, nu se înțelege că nu este, dar totuși rolul mamei este primordial, în mod special datorită alăptării. Acolo este baza. Și pentru că alăptarea aceasta nu înseamnă doar hrănirea copilului, înseamnă emoția care se transmite, înseamnă conexiunea cu copilul și așa mai departe. Tatăl, indiferent ce ar face, nu poate să înlocuiască acest lucru. Până când tatăl nu o să alăpteze, I'm sorry, dar n-avem cum să schimbăm lucrurile. Tatăl este acolo. El este foarte important pentru susținerea, pentru ajutorul pe care îl dă mamei și copilului prin îngrijire, prin a face curat, prin a aduce bani, are totuși un rol secundar. În schimb, cu cât copilul înaintează în vârstă, teoria zice că relația lui cu mama începe să se dilueze un picuț. Începe, sigur, de la diversificarea hranei, de exemplu, pentru că în momentul în care el cumva se desprinde de sânul matern, asta permite altcuiva să intre în poveste. Mai poate să-l hrănească, mai poate să-l îngrijească și altcineva. Teoria zice că rolul primordial ar trebui să fie al tatălui. El ar trebui să vină cu cealaltă variantă de relație către copil. Ajutând copilul și mama, și mama și copilul să dilueze această relație de dependență. Și atunci el vine și oferă încă o variantă. Știi, copilule, ai o mamă, dar mai ai și un tată. Și tata nu e mama și mama nu e tata. Sunt pur și simplu relații foarte diferite, cu interacțiuni diferite. Până la momentul acesta, de obicei, cum spuneam, copilul, chiar și în limbaj, este copilul. De la un anumit moment, apar niște lucruri care nu mai sunt posibile. Spre exemplu, se întâlnește în destule situații tatăl care face baie copilului. Copilul lui. Nu contează sexul. Nu contează sexul. Copil care poate să devină, care poate să fie fată, da? De la un anumit moment devine nepotrivit ca un bărbat să facă baie copilului fată. E ceva nepotrivit acolo. Nu ne spune nimeni chestia asta, nu există nicio carte. Există un instinct care spune că niște lucruri nu mai sunt în regulă. Da? Putem numi această vârstă? Putem numi această vârstă în principiu pe la 5-6 ani. Okay. De acolo mai departe, nu. Sigur că vorbim de intervenția directă, adică părintele care spală direct, ca să spun așa, direct. Nu neapărat că se joacă cu păpușelele și cu sirena în baie. Deci nu tipul ăsta de joc de nu știu ce. Apare o nepotrivire. Da? Și atunci vedem că în mod natural etapele astea de dezvoltare încep să aducă în discuție inconștient, pe nesimțite așa, partea sexuală. Pentru că sigur că nu avem aceeași situație între bărbat și între tată, bărbat, apropo de, și copilul băiețel. Acolo nu e nimic nepotrivit și pot să continue și etc., etc. Ba chiar băiatul va cere din ce în ce mai mult interacțiunea cu tatăl și așa mai departe. Și vedeți că în mod natural apare această interacțiune diferită. Mai mult mamele cu fetele,
femeile cu femeile și băieții cu băieții, bărbații cu bărbații, da. Și apare, ia duceți-vă voi, hai, ca băieții în parc să jucați o minge și lăsați-mă pe mine să fac curat. Uh-huh. Ia faceți voi ca băieți, ca băieți, ca băieți. Uh-huh. Și sigur că apar. Și vedem că în mod natural lucrurile pleacă de la identificarea, cum spunem noi, cu părintele de același sex. Se caută cumva niște elemente comune. Fix același lucru se întâmplă între mamă și copilul băiețel. De la un anumit moment, dacă mama, cum spuneam și în emisiunea trecută, insistă să spele organele genitale ale băiețelului, o să vadă că apar niște reacții acolo, care sunt absolut normale, sunt fiziologice. Apare ceva care nu mai este în regulă, devine cumva ciudat și neplăcut. O simțim, e o chestie instinctuală. De acolo este fix același lucru. Ar trebui ca mama să mai lase lucrurile, da? Să lase băiețelul. La 5-6 ani este suficient de mare să se spele singur. Are nevoie de ajutor? Există tăticul din dotare care să-l ajute și să facă diverse lucruri. Și atunci vedeți că, într-un fel foarte interesant, această identificare sexuală se face într-o măsură prin relația cu același sex, dar și prin opoziție, prin relația cu sexul opus. Uh-huh. Suntem asemănători cu, suntem diferiți de. Noi nu putem să ne identificăm sexual dacă nu avem ambele variante. Dacă am avea una singură, cum am ști că suntem altfel decât ceilalți? Diferiți, corect. Da? Și atunci, în mod natural, apare ceea ce noi numim identificarea sexuală. Numai că, vedeți, de aceea ce se întâmplă acum cu povestea asta, cu genul și cu nu știu ce, este o mare nenorocire și o prostie absolută. Pentru că noi nu suntem doar sexul nostru. Sexul ăsta, cum spuneam, vine la pachet cu niște roluri, cu niște comportamente, cu niște atitudini. De aceea, de prima dată când am început discuția, am spus mama nu e tata și tata nu e mama. Sunt pur și simplu persoane diferite, care sigur că aparțin unui sex, dar au și un rol, cum spuneam, o atitudine, un comportament, niște convingeri, niște idei, etc., etc., etc. Și foarte bine că sunt separate. Când lucrurile astea încep să se amestece, și avem o mamă care funcționează ca un tată, genul de mamă bărbătoasă care dă cu pumnul masă, și un tată care zice, da, mami, sigur, așa e, cum zici tu, și așa mai departe, vedem că, de fapt, se întâmplă o inversiune de rol. Și avem o mamă puternică care dă cu pumnul masă și un tată slab care zice, da, mami, să rămână. Gândiți-vă la un copil care se uită la scena asta și zice, ok, bărba, femeia asta e... Și asta e... Și eu cu cine? Mă asemăn. Eu cum, care e? Că e ceva nepotrivit, pe care copilul o simte instinctiv. De-aia sigur că putem să discutăm nenumărate direcții. Noi am făcut referire la varianta tradițională, să spun așa, ca să avem un punct de referință. În felul ăsta se construiește și sexualitatea, dar și identificarea. Noi avem nevoie de celălalt ca să ne identificăm. Vă dau un singur exemplu. Luat din cursurile pe care le-am, am un curs extraordinar pe chestia asta și oamenii rămân înmormuriți, pentru că de fapt sunt chestii naturale, normale, pe care psihologii le-au observat, după care le-au pus într-un sens, într-un fel structurat, ca să învățăm ce se întâmplă. Vă dau un singur exemplu. Inițial avem varianta în care avem băiețelul, de exemplu, cu mămica din dotare, băiețelul pe la 4-5 ani, cum spuneam, tatăl vine să sărute pe mami. A, bună, iubita, nu știu ce, la. Ce reacție are băiețelul, în mod natural, pe la vârsta asta? Una de respingere a tatălui. Lasă-mă că e mami meu. De câte ori ați văzut situația asta, da? Sau dacă sunt împreună, mama are copilul în brațe și vine tati să nu știu ce, băiețelul îl împinge. Nu, e mami meu. Nu întâmplător, cam pe la vârsta asta, apare și renumita declarație. Cu cine se va căsători acest băiețel? Cu mami lui. De ce?
Păi e mami aceea. Mami aceea de care băiețelul a fost dependent. El vrea să păstreze cumva ceva din relația asta care pentru el este foarte important. Asta este prima etapă. Avem fix același lucru și în partea cealaltă. Cu cine se vor căsători fetițele? Cu tati. Dacă tati e prezent. Dacă, nu, ok, noi repet ne referim la, da? De ce? E ceva acolo în relația asta. Abia pe urmă apare episodul următor, o altă etapă de dezvoltare în care băiețelul începe să realizeze că el e băiețel ca tati și iese cumva din relația asta cu mama lui, se desparte cumva de ea și el se identifică cu bărbatul din familie și de acolo mai departe va porni viața lui de adult și așa mai departe. Fata la fel, ea își dă seama cumva, cu ghilimelele de rigoare, că da, există această apropiere, dar ea nu se poate consuma în felul ăsta, că tati e într-un fel, fetița e într-un fel și că fetița este fată și femeie ca mami. Și apare identificarea cu mami. Și iarăși pregătirea pentru viața de adult și așa mai departe. Ăsta este modelul de relație în care noi evoluăm în mod natural și nu ni l-a spus nimeni, e o chestie scrisă înăuntru nostru și așa mai departe. Da? Și mai este o scenă, apropo de că se leagă cu ce vom discuta, scena în care, la fel, avem o fetiță, în general tot aici pe la 6-7 ani, pe care o vedem că se duce la machiaj, cum se cheamă, la cosmeticele mamei și începe să se machieze nu știu ce. Aruncă pe ea o rochiță a mamei, îi ia niște pantofi cu toc și scâlcind așa și cu așa aranjată, la cine se duce? La tati. La tati. De ce nu se duce la mami? Păi aprecierea de la sexul opus trebuie să vină. E acolo undeva înăuntru nostru. Ea caută cumva validarea. Validarea ca ce? De ce s-a machiat? De ce s-a aranjat? Ca femeie. Cu ghilimelele de rigoare. Înăuntru ei este o femeie în dezvoltare. Se duce și zice, tati! De aici mai departe putem să avem diversele variante. Un tati care zice, of, fetița mea, nu știu ce, la, și vai ce frumoasă e, deși ea e stâlcită, s-a dat cu paia, de-abia trage, după ea se împiedică. Dar este validarea. Fetița mea, ce frumoasă ești, ce nu știu ce. Sau varianta? Uite-te, bă, auzi, ia-o pe asta de aici, uite în ce hală arată. Nu vreau să vorbesc urât, nu știu. Du-te, bă, de aici. Ce-a făcut în momentul ăla? A invalidat. Cum va fi această fetiță viitoare femeie față de feminitatea ei și față de interacțiunea cu bărbații? Și putem să discutăm nesfârșit despre chestia asta. E foarte importantă această relație cu același sex și cu sexul opus. Noi așa ne identificăm corect și ne și dezvoltăm corect. Apropo de interacțiunile cu părinții, copilul și părinții. Ne spuneți lucruri foarte importante. O parte dintre ele sau frânturi din ele le știm, doar că nu știm să le integrăm în tabloul complet. Faptul că fetițele se îndrăgostesc de tătici la o anumită vârstă, cumva o știm toți. O acceptăm, dar avem și tendința de a interveni. Măi, fată, bagă simțele în cap că este tactul. Chiar dacă ea are 5-6 ani și cum ne spuneți că este o chestiune naturală și sănătoasă, face parte din procesul de dezvoltare. Cu toate acestea, mămica sau tăticul sau cineva apropiat, un bunic, o bunică, intervine ca să pună stopa acestei etape cât mai repede și să o grăbească către a o depăși. Vreau să vă întreb aici când este momentul să intervenim. Dacă este un copil sănătos, încurajat, cu care se comunică deschis, care este iubit și îl simte iubire, va evolua singur, fără să intervină un adult? Care este momentul în care un adult a trebuit să intervină pentru a reechilibra sau reașeza ordinea lucrurilor? Sigur. De obicei, când lucrurile se desfășoară natural, adică interacțiunea asta este naturală, nimic exagerat într-o parte sau cealaltă, lucrurile trec de la sine. Și copilul evoluează, face această identificare corectă cu da, persoana de același sex și de acolo mai departe lucrurile sunt simple pentru că există situații în care cumva lucrurile astea denaturează. O relație prea strânsă între mamă și băiețel, de exemplu.
Mama continuă să facă baie băiețelului și la vârste mai mari decât ar fi cazul. Mm-hmm. Aude enormitatea asta cu alăptatul până când vrea copilul, care este o chestie absolut lucubrantă. Nu există așa ceva. Acolo se ascunde altceva. Și toate așa numitele descoperiri și nu știu ce sunt false, de fapt. Nu există. Nevoia de alăptare până la cât vrea băiețelul. Nu există, în mod special pentru relația asta de mamă-băiețel. Nu există așa ceva. Alea sunt niște derapaje uriași. Gesturi. Văd copii care sărută mama pe gură și părinți care sărută copilul pe gură la vârste mai înaintate, să spun așa, 5-6 ani. Nu că ar fi vreodată acceptabil, dar deja când copilul e mărișor este inacceptabil. Mame care dorm cu băieții în pat sau care nu s-au oprit niciodată și nici n-au de gând să se oprească din a dormi cu băiatul în pat. Și știu niște cazuri de povești de genul ăsta în care mamele au dormit cu băieții până pe la vreo 14-16 ani cu niște urmări groaznice. Avem și în partea cealaltă o apropiere la fel nenaturală între fată și tată, apropiere fizică, nu mai spun de săruturi, de mângâieri, fata care stă în brațele tatălui și începe să se frece, pentru că vorbeam noi că lucrurile astea par în mod natural, dar una este să o folosești într-un anumit context, singur și așa mai departe, alta este să o folosești în contextul de genul ăsta. Deci apar cumva niște lucruri care sunt nenaturale în primul rând, și care aduc în joc ceva sexual. Acolo numai interacțiunea de care vorbeam mai devreme, tată care pupă fetița pe burtă, pe fețe, buru-buru, nu știu ce, joc. Acolo e totul natural. De ce? Pentru că e natural și normal. E copilul tău, îl iubești, sunt niște gesturi de afecțiune și așa mai departe. Și face și mama băiețelului, și face și tata băiețelului, și fac toți tuturor, da? Sunt gesturi de iubire. În schimb, când lucrurile astea se duc mai departe, nu prea mai sunt ok. Tatăl care intră peste fetiță în baie să nu știu ce să facă și o vede dezbrăcată, sau invers, fetița care intră peste tată în baie și nu oprește nimeni și așa mai departe. Astea sunt derapajele care transmit cumva lucruri nepotrivite. Vorbeam de faptul că da, este normal într-un anumit context să vedem părinții noștri mai închiloți prin casă, mai nu știu ce. Dar povestea aia cu să-i vedem goi, nu. Este o exagerare. Naturalețea, a învăța naturalețea corpului nu înseamnă că trebuie să-l vezi ca la anatomie gol. Lucrurile astea, unele dintre ele trebuie ținute separat. Da? De ce? Tocmai ca să păstrăm această diferențiere, avem o relație copil-părinte, nu de alt tip. Și atunci trebuie să păstrăm o anumită distanță. Distanța asta, dintr-un punct de vedere, păstrează poziția de autoritate a părintelui față de copil. Dacă ne apropiem, așa cum se zice în popor, să ne batem pe burtă unul cu celălalt, ce autoritate mai vrei să ai asupra copilului? Copilul te va lua la mișto. Hai bă, lasă-mă. Cum adică? De asta vedeți, e o linie foarte fină cum jucăm această apropiere, intimitate, sexualitate. Mai mult decât atât, toată povestea se încheie și cu faptul că acest copil despre care discutam, în momentul în care a încheiat etapa de dezvoltare, el a înțeles, sunt trei elemente esențiale. El a înțeles cine este, și este împăcat cu cine este. Eu sunt băiat ca tati, eu sunt fată ca mami, deci am aflat cine sunt și sunt împăcat cu cine sunt. Doi, am aflat că celălalt este și el diferit de mine și sunt împăcat cu faptul că e diferit de mine. După care apare interacțiunea, a treia parte, interacțiunea cu celălalt, asumând aceste diferențe. Altfel, avem femeile care dau cu pumnul în masă, care nu știm exact unde sunt, cum funcționează ele,
Sau avem bărbații care se epilează și... Atenție! Eu am făcut gestul tocmai ca să forțez niște lucruri, să arăt că a te îngriji este una. A forța niște lucruri, a avea un corp de femeie, este un pic alta. Se duce în altă parte și vedem că și comportamentul lor se schimbă. Bărbăția lor se schimbă. Nu mai este aceeași. Se fluidifică. Mă gândeam acum, în timp ce ne spuneți lucrurile acestea importante, că ar trebui să mai zăbovim puțin la aceste manifestări, înainte de a trece la relația mamă-băiat, tată-fată și să o conturăm pe vârste. Mi-ați precizat de acest dormit cu copilul în pat. Se întâmplă mai rar ca tatăl să doarmă cu fetița în pat, de cele mai multe ori mama doarme cu copiii în pat. Este important sexul copilului atunci când vorbim despre dormitul cu el în pat? Sau este o vârstă la care efectiv trebuie să-i acordăm spațiul lui, însemnând patul, dacă nu chiar camera lui? Sigur. Cum spuneam, prima dată este vorba de vârstă, abia pe urmă intervine și sexul efectiv, sexul copilului. De obicei, după cam 2-3 ani cel târziu, copilul ar trebui să doarmă separat de părinți. Asta îl ajută să-și construiască această autonomie despre care discutăm, să iasă, să se detașeze și respectiv să continue să se detașeze de părinți în mod natural. Când treaba asta nu se întâmplă, de fapt noi prelungim inconștient relația aceea de dependență despre care discutăm și care este cea mai puternică între copil și mamă, de care mama trebuie să facă ceva în povestea asta și tatăl cumva să ajute. Dar tatăl să nu ajute de tipul, ok, ai dormit cu el până la 3 ani, de acum îl iau eu și dorm cu el. Nu de tipul ăsta. Nu, copilul trebuie să aibă în primul rând pătuțul lui separat la un moment dat, cam după 3 ani. De ce? Pentru că s-a produs încheierea alăptării, s-a produs detașarea și atunci nu mai este nevoie ca în perioada alăptării copilul să fie acolo. E greu să te duci în altă cameră, să până la dormi. Nu. Dar în momentul în care s-a produs alăptarea, s-a produs această detașare, diversificarea hranei și așa mai departe, în mod natural este ok să lași copilul în altă parte. Uh-huh. Să doarmă în primul rând în patul lui și ar fi extraordinar, sigur, dacă condițiile permit să aibă și camera lui. Asta este camera ta. Da? Asta alimentează chestiile astea. Orice nu se întâmplă în felul ăsta duce, de fapt, la prelungirea acestei perioade de dependență. Copilul rămâne cumva agățat de mamă. Și pentru că rămâne agățat de mamă, mama nu mai poate fi agățată de altcineva. Și să cam alege paradiciul de relație ei cu soțul. Că soțul, dacă nu mai are loc în povestea asta, ceea ce iar se întâmplă de multe ori, această poveste dorm cu copilul ascunde de multe ori probleme din relație. Mama încearcă cumva să-l elimine pe tată, transformă copilul în propriul partener, etc., etc., etc. Sunt părinți care vor spune, da, ok, mă voi sacrifica pentru copilul meu, oricum relația asta nu văd foarte multe lucruri de extras de acolo. Vreau să ne spuneți care sunt dezavantajele unui copil lângă care se doarme până la o vârstă înaintată, peste acești 3 ani de care ne-ați spus mai devreme. În primul rând, așa cum acolo spuneam, cel mai tare. Sigur, este relația de dependență, care de fapt nu se diluează și copilul inconștient rămâne agățat emoțional de mamă. Și doi, pentru că după vârsta de 4-5 anișori începem să adăugăm acea parte de sexualitate, în mod natural vor apărea niște interacțiuni nepotrivite între cei doi. Băiețelul începe să aibă erecții nocturne. Dacă el le va avea alături de mama lui, prin faptul că se atinge de ea, se îmbrățișează, se nu știu ce, asociază lucrurile astea într-un fel nepotrivit. De exemplu. E cel mai bun exemplu. Și de obicei, băieții care au fost în situația asta și au dormit foarte mult cu mama lor, au probleme sexuale. E atât de simplu. Să vedem practic. Ce înseamnă problemă sexuală la vârsta adultă? N-au instinct sexual pentru alte fete, femei. Nu vor căuta, ei rămân cumva agățați de mamă și cu tot ce decurge de aici. O relație care nu se poate consuma, evident.
evident, și atunci ei nu sunt interesați, pentru că de asta spuneam, dacă mama nu eliberează copilul din relația aceasta, el n-are cum să se ducă în altă parte în viața lui, la alte femei. El va rămâne agățat aici. În schimb, peste această relație de dependență emoțională se mai adaugă și partea asta sexuală, ceea ce duce la situații nepotrivite. Într-adevăr, chestia asta se întâmplă mai mult la mame și copii. Este la fel de destructivă și pentru fete, adică mama dormind cu copilul fată, să spun așa. E cam același lucru, pentru că, în primul rând, e neieșirea din relația de dependență, după care, la fel, niște interacțiuni nepotrivite. Și fata are instinct sexual. Și dacă este cumva stimulată inconștient, că în timpul somnului te miști, te aia, te frești de celălalt, îi îmbrați în mod inconștient, că dormi. Noi nu vorbim aici de lucruri intenționate și... Nu, de lucruri naturale care se întâmplă în timpul somnului. Păi, da, da, lucrurile astea par natural. Sunt reacții fiziologice ale organismului, într-un context nepotrivit. Și atunci creierul începe să învețe ceva nepotrivit, nesănătos. Să nu creadă cineva care urmăște în acest moment că încurajăm răcirea părinților față de copii, este exclus. Încurajăm să păstreze relația deschisă, sinceră, apropiată. Drăgălășenile au rolul lor și le încurajăm să se întâmple, mai ales dacă al nostru copil vine către noi și are nevoie de această acoperire, îmbrățișare, afecțiune. Nu suntem absurzi, nu încurajăm la tăierea cordului umbilical de tot, nu exclus. Suntem o familie și ne păstrăm în această relație sănătoasă de familie. Absolut, absolut. Și sigur că relația nu înseamnă doar dormit împreună sau gesturile astea sau baia împreună. O relație înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă timpul petrecut cu copilul în diverse joculețe și așa mai departe. Adică care e problema? Eu spuneam mai devreme că fiica mea avea o plăcere extraordinară să mă pună să mă machieze și mă nu știu ce. Fica mea e absolut în regulă. Cred că e și o parmă care sunt în regulă. Îmi puneam moțuței, nu știu ce, la. Era un joc normal. La fel de bine jucam și o mulțime de alte jocuri și alte chestii. Adică este felul în care de fapt tu tratezi relația. Dacă o tratezi normal, natural, și interacțiunea este una caldă, este liniștită, este calmă, este normală, n-are cum să se întâmple nimic acolo. Și după care, ok, ne-am încheiat, a fost un joc, m-am încheiat, m-am nu știu ce, gata, acum s-a încheiat și revenim la ce se întâmplă. Și atunci și mintea o pune într-un anumit fel. Ok, a fost o joacă, putem să ne jucăm în diverse feluri, să nu rămânem acolo. Da? Probabil că dacă ar fi vrut ca tati să se îmbrace în rochiță și nu știu ce, tati ar fi spus, știi, e ok, dar... Există niște lucruri pe care putem să le facem, există lucruri pe care nu putem să le facem. Și asta este. Apropo de autoritate și a pune niște limite. Și mama se poate juca cu băiețelul în diverse feluri, habar n-am, pot să facă diverse lucruri, dar să nu uite să pună limitele astea când nu știu ce. Există băieții care încearcă să privească din nou sânii mamei, să privească sub fusta mamei, să privească chiloței mamei și așa mai departe. Ok, hai să punem totuși niște limite. Una e una, alta e alta. Când copilul era de un an, în mod natural să uita sub fusta mamei, că asta era situația, atunci era normal și natural. Dacă el încearcă cumva să facă chestia asta și când are 5, 6, 7 anișori și începe să așa, hai spunem niște limite. Apropo de interacțiunea care e în regulă, într-o anumită măsură, dar care trebuie să aibă și niște limite. Atenție mare! Povestea aia cu iubirea necondiționată nu înseamnă iubire fără limite. Necondiționatul se referă la altceva, nu la lipsa limitelor, ceea ce se înțelege acum. Nu, accept copilului orice și asta e iubire necondiționată. Nu, e iubire oarbă. Nu. Iubirea necondiționată nu se referă la asta. Are nevoie de limitele lui, pentru că limită înseamnă structură. Știu cine sunt, știu cât pot, știu până unde sunt și cine ce-mi permite. Gândiți-vă că noi diluăm limitele astea și atunci vedem oameni care nu au structură, n-au, care cred că li se cuvine, etc. etc. Nu? Limita înseamnă, printre altele, structură. Personalitate.
Legat de acest dormit împreună, de făcut baie împreună, sunt foarte mulți părinți care sunt efectiv foarte aglomerați. Își au un program atât de încărcat încât nu își permit să petreacă în timpul zilei și uneori nici weekendurile alături de copii. Și se gândesc că acest timp pe care ar trebui să-l petreacă copilul de la ora 5 la ora 7 înainte de duș, îl vor salva la duș și somn. Și mutăm cumva acest timp cu copilul exact în aceste momente cheie care îl pot ajuta să se perturbe singur. Da. Dacă o mamă cu un copil de 7-8 ani știe că a ratat timpul de joacă și vrea să-l mute la baie, ne-a spus că dacă doar se joacă cu jucăriile în cadă, este în regulă. Dacă începe să-l spele concret mânuțe pe piele și eventual chiar să stimulăm anumite zone care nu ar trebui spălate atât de intens, cu siguranță va aduce un dezavantaj uriaș copilului. Sigur. Pentru că este nepotrivit. Copilul la 7-8 ani are deja senzații corporale. Adică despre ce discutăm? Dacă mami se apucă să-l spele la fund și la organele genitale și să-i decaloteze penisul și nu știu ce, s-ar putea să obțină o erecție din partea copilului băiețel. Chestiune adică, care ar putea să consideră că este un mecanism sănătos în care copilul e funcționat și să fie o confirmare. Sigur. Că este un copil sănătos. Sigur. Când devine absurd și aberant? Când face chestia asta în mod repetat și apare această obișnuire. Nu, copilul la 7 ani ar trebui să știe să se spele singur și atunci mama îi spune, ok, este ora de spălat, hai să facem, dă-mi drumul la, uite, la duș, faci nu știu ce, la, te speli, când ai terminat, mă anunți și nu știu ce. Deci ăsta este timpul tău în intimitatea ta și așa mai departe. Nu vin eu acolo, mă suni, ok, adică mă chem când ai terminat, bun, vin, maxim pot să te șterg sau mai știu eu ce, dar procesul ăsta nu e. Gândiți-vă că este fix echivalentul să stai lângă copilul tău în timpul în care el stă pe toaletă, pe WC-ul. Unii fac asta. E fix același lucru. Stau cu copilul de mână când el își face treaba. Vorbim de sigur 6, 7, 8 ani. Nu știu ce. Bă, cum mai face? E fix din aceeași poveste. Nu, niște lucruri se fac în intimitate. Adică tu cu tine și cu eu-ul tău. Mai avem aproximativ 5-6 minute. Vreau să mai zăbovesc încă puțin aici ca să aducem clarificări dacă tot am ajuns în această sferă importantă. Ne-ați spus că părintele nu este sănătos să umble dezbrăcat după duș prin casă. Sau, mă rog, în procesul de schimbare de hăinuțe. Copilul este în regulă să umble dezbrăcat prin casă la 10-12 ani? Nu. 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 După 10-12 ani, nu. Se admite, cum spuneam, pe la 7-8 ani când încep să, să apară niște caractere sexuale. Dar în momentul în care fetiței încep să-i dea sânii, pilozitățile, băiatul la fel începe să aibă păr la zona genitală și așa mai departe, e cazul să punem niște limite. Așa cum spuneam, acceptarea corpului nu înseamnă să permiți niște chestii nesănătoase. Adică nu le expun pentru că le accept. Exact. Nu, n-are nicio legătură. Este atitudinea ta față de interacțiune. Uite, ne pupăm, ne îmbrățișăm, ne nu știu ce. Nu leșim când te-am văzut dezbrăcat la un an, 2, 3, 5, 6, 7, nu știu ce. Dar de la un moment dat îți spun, știi, hai să... Tot ce era de învățat, s-a învățat până atunci. Atitudinea noastră este normalitatea față de chestia asta. Sigur că dacă faci, ce ai făcut? Nu. Relația cu corpul se învață de la început prin această atitudine moderată, limitată și așa mai departe. Dar nu o forțăm. De la un anumit moment mai încolo nu este în regulă. Nu este în regulă. Sunt părinți care poate ne urmăresc în acest moment și spun, ok, în regulă înțeleg că nu ar trebui să mai dorm cu copilul în același pat. Și aici pot apărea diverse dar. Dar nu avem camere suficiente, dar copilul nu este pregătit să se despartă de mine, el mă cere în pat că visează urât. Cum îl desprindem astfel încât să nu se simtă abandonat sau respins? Că nu știu dacă și aici are loc vreun proces sau este o decizie pe care o luăm astăzi, miercuri, și o implementăm tot de astăzi, miercuri, sau este un proces de dezlipire? Este un proces. De obicei lucrurile astea se pregătesc. Uite, o să ai camera ta, uite ce frumos o să ai tu, colțul tău, jucăriile tale, uite, este patul tău în care poți să faci tu ce vrei. Da, deci asta este zona ta. Perimetrul tău. Pot înțelege că nu poate, nu există o altă cameră. Dar trebuie să înțelegem principiul. Să-i creăm copilului o zona lui
în care el să facă niște. Uite, ăsta este colțul tău. Te joci aici, faci nu știu ce aici, la. Iei jucările, le pui în lada asta. Aici ești tu, aici suntem noi. Uh-huh. Da? Și apare această zonă de delimitare. Da? Sănătoasă. Pentru că, repet, asta înseamnă structură, înseamnă personalitate. Eu și tu. Tu și eu. Nu așa. Nu știm care ești tu, care sunt eu, apropo de relația de dependență. Nu știu cât a trecut timpul, dar sunt relaxată pentru că știu că veți reveni în platoul nostru săptămâna viitoare, unde vom vorbi despre această relație mamă-fiu, tată-fică, vom aprofunda puțin zona aceasta. Și apropo de împrietenirea cu corpul, să vedem ce înseamnă o imagine de sine și care este rolul părintelui în a forma copilului o imagine de sine sănătoasă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit. Vă încurajez să urmăriți arhiva noastră de pe YouTube pentru că veți găsi acolo inclusiv acest subiect despre dormitul în pat cu copilul abordat cu un psiholog femeie și mi se pare foarte interesant că sunt aceleași idei. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă încurajăm ca și mâine la ora 4 să fiți cu noi și nu uitați că în fiecare zi de luni până joi la ora 4 suntem alături de voi. Nu plecați, urmează Fresh Access. La revedere! La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.